Acceptat propunerea și inițiativa noastră de a veni spre dumneavoastră, Poliția orașului Fălești, să vă prevestim nașterea Domnului. Noi suntem un popor moldovenesc și până la urmă, în foarte multe familii, încă Crăciunul se sărbătorește pe stil vechi. Încă Crăciunul îl sărbătorim cu oamenii dragi pe data de 7 ianuarie, când știm că s-a născut Hristos. Astăzi este ajunul Crăciunului și noi astăzi venim frumos să vă colindăm și să vă urăm câteva cuvinte frumoase, dar să știți că sunt puține, dar din tot sufletul nostru, de copii frumoși și minunați, care încercăm să păstrăm tradițiile frumoase și să livrăm oamenilor niște emoții acolo frumoase de sărbătoare. Să vă dea răbdare un pic mai mult. Greavi munca zi cu zi, cazuri multe, peripeții, nervi de ajuns, răbdarea pleacă, munca-i muncă
și mergeți mai răbdători mai departe. Nu e ușor, dar nu cedați, că infractorii cercetați, vreți corecți mereu să fiți, previnoveți să-i pedepsiți. Apreciem efortul mult și curajul cel aveți. Legea e lege pentru toți, legea e lege pentru hoți. Știți prea bine că de mici băieții toți se văd polițiști. Vouă vă stă în putere să le adeveriți visul și spre voi când cresc, cu drag să aderem. Vrem să vă urăm de pace în suflet, în oraș și în a voastră casă. Să aveți parte de respect, să rămâneți mereu o instituție cu stil corect. Neamul sănătos să fie, inima plină de bucurie, cu colegii dumneavoastră să conlucrați și lucruri frumoase în oraș să lăsați. Pace și căldură în suflet, bani în pungă, minte în cuget. Dumnezeu să vă păzească în munca asiduă și complicată a dumneavoastră. Să aveți multă răbdare, a Domnului binecuvântare și cu multă demnitate să purtați hainele ce le aveți în dotare date. Suflerească la om bun, eu ajuns în
Poliției Pălești, vă mulțumim pentru buchetul de melodii pentru Colin, jucătura și pentru angajați în inspectoratul de poliție. Vă mulțumim, vă așteptăm și la anul. Dumneavoastră aceiași vă dorim în continuare succes elevilor la învățătură, să păstrați portul național și obiceiul frămășesc în continuare și pentru cântecele oferite și urările de bine angajaților tradiționalul colac și pentru copii dulciuri. Mulțumesc! Și pentru dumneavoastră, pentru actul de caritate care îl faceți pentru copilul de 11 ani, un mic suport material din partea efectivă în Inspectoratul Poliției Pălești. Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Să dea bunul Dumnezeu ca, cum spunem noi, dar din dar să faci rai și în familia dumneavoastră să facă rai din ceea ce dăm, pentru că fiecare trecem prin situații grele și complicate și e bine atunci când știm frumos să ne dăm o mână caldă. Eu nu vreau să zic că sunt familie nevoiașă, sunt o familie frumoasă care vor avea parte de o bucurie frumoasă de la cei din Raionul Fălești, pentru că se adună mai multul lume. Mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că ne-ați acordat din timpul dumneavoastră și sperăm și la anul viitor, adică de fapt anul ăsta, poate la sfârșit de an, nu știu, pe stil nou sau totuși stil vechi, rămânem și noi să promovăm în continuare stilul vechi, ușile poliției din orașul Fălești, inspectoratul de poliție, să mă fiu corect, să fie deschise din nou pentru noi. Vă lăsăm cu bine, sănătate și sărbători frumoase. Mulțumim!